Agenții economice comercializează produse cosmetice au avut parte în luna iunie de controale din partea comisarilor de la Protecția Consumatorilor. Controlele au vizat respectarea prevederilor legale privind informarea consumatorilor prin etichetarea produselor cosmetice, precum și respectarea prevederilor legale privind traducerea în limba română a informațiilor legate de produse. La capitolul traducerii în limba română, agenții economici au dat dovadă de multă imaginație. Instituția noastră a organizat un control tematic privind respectarea drepturilor consumatorilor la comercializarea produselor cosmetice. În acest sens au fost verificați 26 de operatori economici. Ca abateri constatate, prioritar au fost cele legate privind modul deficitar de informare al consumatorilor. Astfel am găsit cu produse cosmetice provenite din import Bulgaria, care nu aveau traduse în mod corect denumirea produsului cosmetic, respectiv funcția acestuia. Era înscris cremă spălătoare de față, produs cosmetic care nu se regăsește în nomenclator. De asemenea, erau produse fără informații traduse în limba română privind denumirea produsului cosmetic, lista de ingrediente și data de minimă durabilitate. Și de asemenea, au fost constatate abateri privind afișarea incorectă a prețurilor de vânzare. În cadrul controlului tematic efectuat au fost întocmite 9 procese verbale de constatare a contravenției, prin care s-au aplicat 4 avertismente și 7 amenzi contravenționale în valoare totală de 12.500 de lei. De asemenea, au fost dispuse măsuri de oprire temporară de la comercializarea produselor cosmetice în valoare totală de 8.259 de lei.